Bine v-am revăzut, stimați telespectatori. Sunt redactorul Mircea Ștefan, venit din Cleveland, aici în Montreal, pentru un schimb de experiență cu prietenii mei, Felicia și Claudiu. Redactorul Mircea Ștefan Bârțan, se spunea la radio redactorul Mircea Bârțan. Nu pot să spun că este o misiune foarte grea pentru mine, pentru că invitatul meu, actorul, cântărețul, poetul, omul de teatru, cum îi place lui să spună, Sergiu Cioiu, a acceptat să vină și să răspundă câtorva întrebări mai multe. A fost un dialog și va fi un dialog și îl veți asculta, un dialog prietenesc, mai mult prietenesc. Sergiu Cioiu este o prezență scenică de o eleganță deosebită, rasată. Un om care a trecut prin atâtea spectacole încât nici nu știu dacă e cazul să vă mai povestesc acum despre el. Este un om extraordinar, un poet, un adevărat poet care își pune sufletul pe masă. Spectacole de cântec, spectacole cu poezie, dar din păcate nu spectacole de teatru, întrucât teatrul este o artă colectivă de la care am lipsit. Am devenit un individualist și regret foarte mult că nu am avut plăcerea și bucuria de a juca roluri interesante în spectacole de teatru puse în scenă de mari regizori din România, și am acest mic regret sau mare regret, depinde de din ce unghi îl vezi. Dar sigur că ai dreptate în momentul în care vorbești despre faptul că am avut ieșiri în public ca interpret de cântece, ca recitator, ca om care are ca prietenă devotată poezia și care este devotat poeziei românești în special. Tinerii de astăzi, ideea pe care ai spus despre, ai relevat-o, că nu mă cunosc noile generații, este foarte adevărat, pentru că eu am lipsit din România timp de 30 ceva de ani. Exact, tu ai venit în Canada în 1982, acum sunt 35 de ani de când ești canadian. Nu canadian. Exact, în 83 am ajuns în Canada, bun. Pentru că un an am stat în Franța, însă ceea ce pot spune este că dacă lipsești, dacă nu ești pe firmament, dacă nu ești în așa zisa circulație a interpreților de cântece, a actorilor, dacă nu joci, oamenii te uită. Ochii care nu se văd, se uită. Și glasurile care nu se aud, se uită și ele. Întâmplarea face că această carte scrisă de Pușarot m-a adus în București pentru ca să lansez aceste... Cartea a apărut anul trecut. După această carte, doi tineri au găsit de cuviință să mă recomande acestei case de discuri. Casa de discuri Eurostar din București, care au ajuns la concluzia că ar fi absolut normal ca după 50 de ani de la lansarea Cântecului Vântului să scoată acest album. Tinerii care au fost alături de mine sunt, unul dintre ei e Constanțean, se numește Mircea Nicolau, celălalt este un jurnalist de radio care se numește Marian Stere. Pe această cale vreau să le aduc o mulțumire și să spun că acești oameni fac parte din altă generație. Generația celor care au 40 de ani, dar care au iubit și au rămas foarte atașați
de acele cântece care se făceau cu 30, 40 de ani în urmă, 50 de ani în urmă, adică cântece care aveau melodie, care aveau armonie, cântece în care nu lipsea muzica. Ori aceste cântece l-a frapat pe unul dintre ei, au vorbit împreună, s-au uitat pe YouTube, au găsit cântecele mele și în felul ăsta am avut câteva interviuri la Radio România Internațional, în care Stere a pus și înregistrări din Cardex. Am avut discuții foarte, foarte interesante. De altfel, și cartea aceasta se datorește unui interviu inițial pe care l-am avut datorită Pușei Rot, care m-a întrebat dacă sunt dispus să fac un interviu pentru radio. Cartea este rezultatul unor schimburi electronice de e-mail-uri. Absolut. După interviul inițial, care a fost un interviu în direct, ea mi-a propus acest stil de lucru, eu am spus ok, și bineînțeles că aceste întrebări au creat o anumită stare de spirit. Dar să revenim la teatru. Starea asta de spirit care te face să te gândești la cine ești, la ce se întâmplă cu tine, cu profesiunea și apropo de ce întrebi, sigur că m-am dus înapoi până la momentele în care am fost student, am terminat Institutul de Teatru și, mă rog, am devenit actor cu dorința de a deveni un actor total, adică un actor care dansează, cântă, comunică, actul teatral fiind un act de comunicare colectiv, dar, bineînțeles, e nevoie de un loc. Așa se întâmplă în piesa de teatru, locul contează, unde se întâmplă acțiunea. În ceea ce mă privește, am ieșit puțin din acest cadru și am devenit un actor puțin mai independent datorită faptului că mi-am căutat un repertoriu special în care fiecare cântec să fie o poveste. O poveste cu un început, cu un moment important, dramatic. Pe lângă melodiile clasice compuse pe versuri, ți-ai ales și proprii poeți pe care i-ai citat. Da, pentru că pentru mine poezia, textul poetic este cel care îmi dă posibilitatea să nu uit actorul care sunt și care creează o anumită dinamică a ceea ce fac pe scenă. Tu spui a muzicaliza versuri. Cum vine asta? A muzicaliza versuri înseamnă, spre exemplu, a lua o poezie și a încerca să faci cântec, datorită faptului că versul însuși este o muzică. Versul însuși este o muzică și atunci nu faci altceva decât să mergi cu imaginația și cu inspirația acolo unde versurile respective se pretează la muzică. Deci asta înseamnă a muzicaliza. Spre exemplu, uite, sunt un mare admirator al poeziei lui Miron Radu Paraschivescu. Înainte de Miron Radu Paraschivescu, aș vrea să îți spun un vers. Dacă vrei, îl comentez, dacă nu, nu. După care vom trece la Nichita Stănescu. Nu credeam să învăț a muri vreodată. Eminescu. Sunt trei versuri din Odă în metru antic, trei verbe urmate de o alocuțiune verbală care este ceva ce limba română a creat inimitabil. Da. Inimitabil. Nichita Stănescu spunea altfel, vorbea despre
nenăscuții câini, care pe nenăscuții oameni îi latră. Exact, exact. Asta este starea poetică. În ceea ce privește meșteșugul, sigur că am și scris despre treaba asta, nu există artă adevărată fără meșteșug. Inspirația este una, bucuria creației este ceva, dar meșteșugul te ajută să pui la un moment dat într-o arhitectură specifică, așa cum dorești, așa cum ți-ai imaginat că trebuie să fie ceea ce vrei să construiești. Asta este poezia și din aceste motive sunt poeți absolut inimitabili, sunt poeți care pot fi imitați, sunt poeți care sunt inspiranți. Adică poezia lor inspiră pe alții să creeze poezie. Tu ai cunoscut o multitudine, o pleiadă de mari poeți români. Cum ai cunoscut pe Nichita Stănescu? Poți să ne povestești câteva întâmplări așa? Am scris despre chestiunea asta, am scris aici în cartea asta. Că, știi ce voiam să întreb? Cât e realitate și cât e invenție este, în acea poveste? Este realitate. Realitatea este că, cum știam Nichita Stănescu, citisem de Nichita Stănescu poezie, știam că este un personaj deosebit și că este un poet care în viața de toate zilele face poezie. Este o personalitate în care în momentul în care ai posibilitatea să vorbești cu el, ai să simți poetul, ai să afli poezie, ai să te bucuri de poezie. Și bineînțeles că s-a întâmplat să fiu într-un moment la Atene Palace, la o braserie din București, cunoscută, bine cunoscută, la vremea aceea, cu totul și cu totul altceva decât este acum. Braseria era vizitată de actori, de poeți, de artiști în general. Am intrat acolo având un randevu cu unul dintre oamenii cu care eu lucram și făceam spectacole și turnee și așa mai departe. Și stând la o masă, l-am văzut pe Nichita Stănescu. Și încetul cu încetul am intrat în vorbă și tot ce scrie în carte este foarte adevărat. Am chiar intrat... și cu povestea cu taximetristul, cu banii care i-a dat. E perfect adevărat. Și după aia, cum ați devenit din nou apropiați? N-aș putea să spun că Nichita era un om care ținea la supărare sau... Era un om care avea excese, dar era un minunat, era un om de o mare căldură, era un om sensibil și sigur că nu-i convenea în momentul respectiv, și anume faptul că trebuia să ajungă undeva în Balta Albă și... Nu mai avea bani, că i-a consumat pe vodka. Absolut. Așa. Și atunci, sigur că în drum, adică eu dacă ajungem în Balta Albă, nu mai aveam cu ce să mă duc. Deci eram amândoi, într-un fel sau altul, destul de pârliți în momentul respectiv. Și așa s-a întâmplat, așa a fost momentul în care ne-am cunoscut. Dar, pe urmă, datorită vieții și datorită unor momente mai dulci, aș putea să spun, l-am revăzut în casa lui Sorin Dumitrescu, pe urmă de ziua lui am fost și l-am văzut unde stătea în Piața Amzei. Mă rog, au fost momente absolut extraordinare. El a fost un om sensibil, cred eu, la talentul meu de interpret,
de cântec, de poezie. De și ce să spun, ți-o minte că mi-era greu să spun poezie în fața lui, pentru că îmi plăcea să-l ascult. El avea un fel al lui de a spune poezie. Da. Și dacă vrei, uite, am să fac un experiment cu tine. Ia să vedem. Uite, eu am să spun un poem de Nichita Stănescu. Și tu trebuie să îmi dai răspunsul. Răspunsul tău este în funcție de întrebarea mea. Fii atent. Sunt. Se numește schimbarea aerului. Schimbarea aerului. Mă uit în ochii tăi și îți spun. În curând vom da naștere la un copac. Dureros și verde. Dureros și verde. Continuăm? Putem continua. Eu aș spune că aerul este mai greu decât credem noi, iar verdele copacului... Tu nu trebuie să spui decât continuăm. Continuăm. Îți pun o mână de fier pe umărul tău de plumb și îți spun... În curând vom da naștere unei săbii ce ne va arde și ne va durea. Continuăm? Continuăm. Te ridic peste pieptul meu, curgi peste el cum curge laptele pe piatră. Mă uit cu ochii mei în ochii tăi și îți spun. Am nevoie de o barcă și de 7 lopeți. Toate acestea le voi smulge din trupul tău. Te întreb solemn. Crezi că pot să continui? Cred că ne putem opri. Continuă. Continuă. Da. Continuă. Aceste păsări care zboară în respirarea ta, toate aceste păsări care îți flutură în jurul nărilor, alungă-le, alungă-le pe toate, alungă-le. Am nevoie de un aer liber ca să zbor. Am nevoie de un aer liber. Vrei să schimbi aerul? Da. Da. Asta e răspunsul. Da. 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 E de schimbat aerul, doamnelor și domnilor, aș spune eu într-un spectacol, spunând aceste versuri și rugând sala, doamnele și domnii din sală, să spună continuăm. Continuăm. Se poate continua, cum ai spus și tu. Și vrei să schimbăm aerul? Da! E de schimbat aerul. Cine dorește să înțeleagă, face un efort și înțelege precis. Eu revin puțin la verdele copacului. Acum spunea lor că verde cât de drag mi-ești verde, ca să fac puțin o trecere spre Paraschivescu, Miron Radu. E adevărat, e adevărat ce spui, întrucât
MRP, Miron Radu Paraschivescu, că așa îi spuneam, MRP-ul nostru, era influențat de García Lorca și chiar îl traducea. L-a tradus genial. Da. Acel cântec, mă rog, acel cântic. Au fost multe, da. Da, unul dintre ele, cântecele care era Sigănești, da. Nevasta mincinoasă. Da, îl știi? Exact, nevasta știu, mincinoasă? Credeam că e fată mare, când am dus-o pe cărare. N-a și eu ce minte proastă, n-am bunghit că e nevastă. O fi fost ea ca zambila, dar mersei mai mult cu sila. Și pe urmă n-aș mai spune, era noaptea de tăciune, felinarele s-au stins. Licuricii s-au aprins. Și așa mai departe. Asta este a muzicaliza, a muzica un vers. Pot să continui. Dar și cântărețul trebuie să se ridice la nivelul și la genul poetului pentru a fi un comun și să cucerească spectatorul, nu? În orice caz, sunt mulți poeți pe care ai cunoscut. Vrei să ne mai spui de câțiva? Da, să spun despre Mircea Ștefan. Mircea Ștefan este ultimul poet care a intrat în vizorul tău. Da, a intrat undeva în repertoriul meu, aș zice în repertoriul meu viitor. Mulțumesc. Pentru că el are o poezie care m-a cucerit din momentul în care am citit prima oară, așa, rapid. Spre exemplu, tăcere și fragmente spulberate dintr-un atom. Ăsta e titlul unui poem de Mircea. Mircea Ștefan. Deci sunt cel cu care începe tăcerea, de restul se ocupă Dumnezeu. Din soare, vremuri, sfere, pomul vieții crește mai greu, iar noi vom trăi cu migrene de sânziene. Iar noi vom trăi cu migrene. De sânziene se lasă timidă seara. Seara se lasă timidă. Nu știu, dar ora este trecătoare, scurgeri de lavă lunară. Uităm de toată încărcătura romantică a acestui obiect ceresc. Ființele muntelui curg, heliu și xenon. O patrie dezastru, pentru ochi cad zilele care îmi mai rămân. Dar uite-i pe ei, căpriori rătăciți prin orașe pustii, căutându-mă, cum să nu ezit să fiu oximoronul unei zile senine. Paradă în august, chimere, un truism împăcat în sine cu trena roșie de catifea pe el. Zurbagiul meu câine adulmecă vânt. Sunt scurte poeme,
care te fac să te oprești, te fac să te gândești, te fac să simți că trăiești într-o altfel de secvență. Aș zice că este secvența poetică pe care fiecare dintre noi o trăiește și eu aș zice că dacă nu o trăiește, o speră. Dacă nu o speră, înseamnă că e lipsit total de sensibilitate. Însă îmi place să cred că omul nu-și pierde sensibilitatea pentru că e în stare să plângă. Nu numai să râdă, e în stare să plângă. Râsul, plânsul. Exact, iubirea. Iubirea. Râsul, plânsul, iubirea. Sergiu, m-ai lăsat fără cuvinte și nu este prima dată. Îți mulțumesc foarte mult. Poate că cineva va crede că noi am regizat și poemul cu Nichita Stănescu și acest moment, dar nu este vorba de așa ceva, așa că fii drăguț cum m-ai lăsat fără cuvinte, eu mi este greu să spun mai mult. Hai să vedem festivalurile la care ai participat. Festivalul? Da. Despre care festival? De muzică. Am participat la mai multe festivaluri, nu știu la care te referi. La toate, Mamaia, Cerbul de Aur. Eu n-am participat la Cerbul de Aur decât din AUF, în afara concursului. Interesant și, să știm că... Da, adică am fost chemat, nu am fost ales pentru a reprezenta culorile României ca interpret al unui cântec sau al altui cântec. Nu știu dacă cineva s-a gândit sau nu s-a gândit la posibilitatea ca eu să pot aduce un trofeu, dar s-au gândit că ar fi interesant după spectacolele respective, după să cânt într-un loc unde veneau toți. Uh-huh. Impresari, producători și așa mai departe, lucru care m-a avantajat. Și te-a dus la Și m-a Olimpia. Dus la Spa, m-a dus. La Spa în Belgia. La unul dintre importantele concursuri francofone. În Franța, la Olimpia, m-a adus Bruno Cocatrix, care a venit să ia să aleagă un spectacol pentru un festival, căci veni vorba de festivaluri, al music hall-urilor, da. Adică a acelor spectacole în care se întâmplă tot felul de minuni. Sunt acrobați, sunt cântăreți, sunt glume, sunt tot felul de artizani care creează miracole pe scenă. Eu am fost ales de dânsul ca un tânăr interpret reprezentant a ceea ce se numea la acea epocă La Nouvelle Vague. Și așa am ajuns la Olimpia, unde am cântat câteva cântece scrise special pentru mine. Acolo l-am cunoscut pe Aznavour. Am avut plăcerea să cunosc ceva din ceea ce se întâmpla la vremea respectivă la Olimpia, marele Brel, care tocmai își termina ultimul dintre show-urile lui, din spectacolele lui. Mă rog, o sumedenie de lucruri foarte interesante care m-au pus pe această pistă a șansonului. Și așa s-a întâmplat că imediat după această experiență extraordinară
abia după această experiență extraordinară l-am cunoscut pe Alexandru Mandi, autorul, compozitor, care a scris foarte multe cântece pe care eu le-am interpretat. A scris pentru mine, între altele, și Merci Beco, a scris omagiu pentru glasul Mariei Tănase pe care l-am cântat a capela la Cimitirul Belu, la parastasul Mariei Tănase, chiar de față cu cel care a fost soțul Mariei Tănase, un boier, boiernaș român pe numele lui Sachelarie. Dar, mă rog, Maria Tănase a fost o cântăreață atât de importantă, atât de mare, atât de iubită, încât Mandi nu putea să nu fie sensibil și să nu scrie un cântec despre glasul ei miraculos. Câteva cuvinte miraculos despre Mandi. El ce-a fost? Farmacist? Ce meseria? Mandi a fost un om care a terminat facultatea de farmacie. Nu știu cât a profesat el ca farmacist, dar a vehiculat în diferite domenii. Eu l-am cunoscut în momentul în care era chimist și făcea culori pentru fondul plastic. Fondul plastic... Așa se numea. Se vindeau acolo. Da, adică făcea culori pentru ca pictorimea noastră să aibă materialul necesar creațiilor lor. Și el m-a descoperit printr-o emisiune de televiziune, care eu cântam într-un spectacol realizat de Valeriu Lazarov, care a fost un regizor de televiziune, realizator de televiziune. Revenim, a mai cântat cineva la Sala Olimpia dintre cântăreții români? Da, bineînțeles, au cântat. A cântat Gică Petrescu, care era, mă rog, o importantă vedetă a cântecului românesc. A cântat Mariana Bădoiu, care avea o voce extraordinară, aproape ca a Mariei Tănase. Mă rog, cânta chiar și repertoriul Mariei Tănase. Voce profundă. O voce profundă și, mă rog, ea cânta folclor, bineînțeles, și a cântat în repertoriul Mariei Tănase. Pe urmă a fost Doina Badea, care era o voce deosebit de puternică și de profundă și care avea o calitate extraordinară, o calitate vocală superbă. Și ca om era un om minunat, Doina Badea. Bineînțeles, vedetele spectacolului au fost Stella Popescu și Mircea Crișan, care... Da. În spectacol existau mulți actori ai teatrului Constantin Tănase. Era faimosul cuplu Anton și Romică. Era Ștefan Turi, care era un dansator foarte plin de o vervă și de o spontaneitate extraordinară. Și care crease un Charlot formidabil. A fost Marica Negrea și Tudose Martinică cu un dans pe o pânză de Paianjen, foarte interesant, ca coreografie făcut de Oleg Danovski, toată chestia asta. Adică au fost momente deosebit de interesante. Gelu Solomonescu a fost cel care a dirijat o parte din orchestra lui Michel Legrand. Mă rog, am fost și eu care am cântat acolo și pentru mine a fost o realizare formidabilă. O formidabilă realizare. Și acum puțin... să revenim la Lazarov, dacă... Da. Să nu fie prea multă întreruperea care a fost. Spune. Acolo te-am întrerupt, da. Și te-am rugat să mă ierți. Da, 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 spune.
Deci ai început să spui cum ai lucrat cu regizorul Lazarov. Lazarov a fost un regizor extraordinar, un realizator de televiziune plin de idei, plin de imaginație. Încă pe televiziune alb-negru. Pe atunci așa era, atunci televiziunea așa era alb-negru. Chiar și cel care i-a urmat Andu Bocăneț a lucrat foarte mult în alb-negru, pentru că asta era tehnica, tehnologia la vremea respectivă. Cu Lazarov am realizat foarte multe momente în care cântam și în limba franceză la epoca respectivă și era acceptat până la un moment dat când s-a interzis să se mai cânte în engleză, în franceză, în italiană și în alte limbi. Și atunci mulți dintre cei care se bucurau de această plăcere de a cânta în alte limbi au trebuit să-și facă repertorii în limba română. Minunat pentru compozitorii noștri care au început să creeze cântece foarte interesante și să lanseze interpreți de muzică ușoară care, după părerea mea, erau foarte dotați. Îți dau un exemplu din Aurelian Andreescu, care a fost, după părerea mea, unul dintre cei mai mari interpreți de cântec român. Sigur că și Dan Spătaru s-a bucurat de așa un mare succes datorită unui repertoriu frumos scris, în special cântece de Temistocle Popa, dar nu numai de el. Au început să apară cântăreți și cântărețe de mare succes, tocmai datorită faptului că aveau cântece melodioase, armonioase, interesante. A apărut Anda Călugăreanu, pe numele ei Anca Călugăreanu, o interpretă de cântec deosebit de interesantă și deosebit de talentată și o actriță foarte, foarte bună. Dacă mă lași să te întrerup. Te rog. Aurelian Andreescu cu Anda Călugăreanu nu au câștigat un campionat al Europei, un precursor al concursului monstru de azi, al televiziunilor? Din câte știu eu, o Cupa Europei, așa se numește. O Cupa Europei a fost câștigată de o tripletă română, care era formată din Aura Urzicianu. Aura Urzicianu, iartă-mă. Mihaela Mihai, exact, și Aurelian Andreescu. Și ei trei au reușit să câștige această Cupa a Europei. Sigur că trebuie să spun că în interpreții de muzică ușoară există o nefericită gelozie, în special la doamne. Sigur că acest lucru nu transpare, pentru că există această diplomație, această minunată artă de a nu arăta ceea ce este dedesubt. Însă, într-o asemenea situație în care trei interpreți din România ajung acolo, nu te mai gândești, domnule, cine a câștigat cele mai multe puncte? Aura Urzicianu, Mihaela Mihai sau Aurelian Andreescu? După părerea mea, trebuie pus un semn egal și să lăsăm la o parte ori și ce fel de diversiune care nu poate decât să strice din aura fiecăruia. A spus aura fiecăruia gândindu-mă la Aura Urzicianu, care rămâne o interpretă deosebită, datorită faptului că noi românii nu am avut cântărețe de culoare care cântă jazz și fac improvizații, bip-up-uri și așa mai departe. Ea a fost unică. Un unicat, a mai fost și altele,
și sunt, au existat după ea vreo 3-4 interprete importante și acum există. Dar Aura, zicea, nu a avut un feeling și un stil și, mă rog, a fost sprijinită de Ion Cicără și la început, mă rog, să nu mă arunc într-o... Da, aș vrea să schimbăm numai un pic registrul. Da. Avem, eu am o carte și am citit de cartea doctorului Constantin Dulcan. Da. Tu ai autograful lui de la ediția întâi. Da. Eu am Inteligența Materiei, se numește. Da. Eu am de la ediția a doua, care a fost după Revoluție și întâmplător am făcut multe interviuri cu doctorul Constantin Dulcan, mă rog, e un pseudonim. Da, Constantin Dumitru. Exact. Eu l-am cunoscut ca Constantin Dumitru după ce a venit din China, impregnat de o cultură medicală și de o manieră de a privi bolnavul într-un anumit fel. Da, lucra la Spitalul Militar. Da, lucra la Spitalul Militar. Da, bineînțeles. Bineînțeles că specialitatea lui era, cum să spun, o modalitate de a trece dincolo de ceea ce se cheamă o durere de os sau mai știu eu ce. L-am cunoscut din nefericire pentru mine, dar pentru ceea ce mi se întâmpla. A, ai fost pacient. Da. Da. Dar din fericire că l-am cunoscut și ne-am împrietenit. Este un om extrem de cald, extrem de simplu, extrem de îndatoritor, extrem de atașant, extrem de cool, cum ar spune oamenii de astăzi. Și este pasionat, este un profesionist pasionat, un conferențiar fără pereche și un om depus la suflet. Și ce pot să spun mai mult? Eu am avut un accident datorită unui obiect greu pe care l-am ridicat fără să știu cât de greu este și am rămas cu spatele îndoit. Și cum îl cunoscusem cu foarte puțină vreme înainte, povestindu-mi despre acupunctură, despre aceste tehnici milenare și așa mai departe, zic, aoleu, zic, poate mă salvează Constantin Dumitru. Și am dat telefon, zice, vin la Spitalul Militar, zice, nu știu dacă am să pot să fac ceva, dar încerc și... Și m-a așezat pe o masă, mi-a pus nu știu câte zeci de ace pe mine, tot spatele meu era plin peste tot. Și... A învățat acupunctura în China. În China, da. Și a aplicat-o cu multă înțelegere pentru toată această tehnică. Și m-a salvat. Aveam spectacol la Teatru Mic. Formidabil. Chiar în a doua zi, seara, și am reușit să performez fără probleme. Domnul Dulcan, cum îi spun, cum și-a spus el acum, este o imensă personalitate, pentru că el explică foarte bine felul în care noi suntem legați de dincolo. Toate cercetările lui și felul în care explică este o modalitate simplă, dar nu simplistă, de a te face să înțelegi niște lucruri care nu sunt chiar la îndemâna oricui. E de conspectat din cărțile lui și este de realizat faptul că ele, aceste cărți, sunt rodul unei experiențe,
unei cercetări serioase. Nu sunt scrise numai așa ca să ne jucăm. Compilate din diverse volume. Nu, absolut deloc. Alte cărți. Absolut deloc. Și mă rog, asta este. Pot să spun că ultima oară când am vorbit cu el a fost acum câteva luni când am fost la București. I-am dat un telefon și a fost foarte trist că nu l-am anunțat din timp să vină la spectacolul de la Teatreli, care a avut succes acest spectacol, Pe cine numim eu. Mi-a spus că și titlul îi se pare foarte interesant, Pe cine numim eu, și că ar fi vrut neapărat să mă vadă în acest spectacol. Am aici. Da. Primit cadou. Da. Acest disc format din două CD-uri. Da. Pe care Sergiu Cioiu ni l-a dăruit. Poți să ne spui? Pot să spun că discul a apărut la un moment dat când eu mi-am dat seama că spectacolul pe care eu l-am făcut în anii 80, 81-82, înainte de a pleca din România, este încă de actualitate și că el era pus undeva la gheață. Și zic, domnule, ia să văd spectacolul ăsta, ar trebui să trăiască, ar trebui să existe. Este un spectacol interesant, miraculos, prin faptul că toate cântecele astea, care aparent sunt copilărești, de fapt ascund niște adevăruri valabile și astăzi. Pe cine numim eu? Toți purtăm niște măști, câteodată fără să vrem. A câteodată, bineînțeles că... Dar câteodată eu este eu, 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 eu. Câteodată nu știi ce se ascunde în spatele acestui eu și din această cauză, din acest motiv, eu am pus acest titlu pe care l-am găsit tot într-un poem al lui Sorescu. Sorescu, da. Marin Sorescu. Multe sunt. Dacă le spune cine suntem de fapt, căci e foarte greu, spunea el atunci. Nu mai poți să mai spui un adevăr. Ți-e frică. Nu știi cine e ăla. Înțelegi? Sigur că atunci referința era clară la faptul că erau foarte mulți turnători, erau foarte mulți oameni care șopteau aici și acolo că ăla a zis ce a făcut, cum a fost. Acum însă eu am adus cu totul și cu totul la prezent această treabă. Nu este vorba că cineva ne părăște sau că cineva spune... Nu, domnule, este de fapt... Poți să ai încredere în ce spun... Nu intru în politică, dar poți să ai încredere totală în toți oamenii care ne conduc, în toți oamenii care ne spun că e așa în dreapta sau că e în stânga. Sau... Poți să ai totală... Nu poți să ai. Nu poți să ai. Nu poți să ai. Și atunci, întrebarea asta retorică, pe cine numim eu, este pentru faptul că suntem gata să punem pe noi o mască și să spunem, da, asta este râsul, plânsul, iubirea. Râsul, plânsul, iubirea. Râsul, plânsul, iubirea. Râsul, plânsul, iubirea. Sorescu a și scris o piesă numită Masca. Păi, a scris o piesă, nu spunem, dar nu asta e, m-a întrebat de acest spectacol. Spectacolul are o actualitate. Zice, tu l-ai readus? L-am readus, da. Zice, da, domnule, e posibil să facem, sigur, facem. Uite, ăsta este de la Olimpia. Aici, fotografia asta, aici. Bun, acum a trecut fotografia asta, asta este din spectacolul ăsta, asta este din Israel. Mă rog, astea sunt turnee pe care le-am făcut, sunt momente din existența mea de tânăr, actor, artist, interpret. Eu mă numesc artizan, un artizan al cântecului și al zicerii, al
felul în care, în care apar cuvintele astea extraordinare în aceste poeme, în aceste poeme. Iar Sorescu mi-a întins pe tavă într-un moment în care nu se putea spune aproape nimic în România, această cărțulie care se numea O aripă și un picior, se numește O aripă și un picior, din care eu am extras niște lucruri care sunt, de fapt, subtexte. Ce într-o noapte, într-o clipă, îmi dă unul o aripă. Nu l-am deslușit la față, a pândit când era ceață. Zice, înfige-o sub soare, du-te dracului și zboară. Băi, ești nebun, cum o să zbor cu o aripă și un picior? Dă-ne și pe a doua, frate, nu mi-o pitula la spate. M-a plecat să mi-o aducă și îl aștept aici, pe uluc. Adică poți să zbori cu o aripă și un picior? Adică poți să trăiești cu o jumătate din tine? Adică poți cumva să existi dacă nu ai tot ceea ce este necesar pentru a exista? Aceste jumătăți de măsură pe care ni le aruncă unii și alții ca noi să existăm, sigur că este important ca subiecți, ca oameni, ca cetățeni, să știm exact pe ce drum mergem, pe ce cale apucăm, unde ne aflăm, în ce colț de stradă am ajuns. O luăm la stânga, o luăm la dreapta, ne întoarcem înapoi. Toate lucrurile astea sunt niște vehicole, după părerea mea, de ordinul subtext, cum am spus înainte. Atunci, subliminar, la vremea respectivă, ele erau niște șopârle, așa le zic, niște șopârle. Și Dinu Săraru, care e un om inteligent și care a fost foarte dedicat teatrului și care a iubit actorii și care a reușit să creeze un teatru important în România, teatru foarte mic și teatru mic, creația lui, de fapt. Sigur că au fost înaintea lui niște mari regizori și sigur că el nu e nici regizor, nici... El este un autor de foarte, piesă, da, un autor, nu de piese, este un, sigur, un autor, pur și simplu, un autor. Dar mai presus de toate, a fost un foarte bun meneur, cum ar spune un francez. Manager. Da, un om care a știut să conducă, a știut să aleagă, a avut asta gust pentru teatru. Da. A avut gust, a fost un bun redactor de teatru, a fost un bun animator de teatru. Animator în sensul a anima, a da suflet și viață unui teatru care să placă publicului, să aducă la teatru mahalaua, cum era pe vremuri. Să zice, aduce mahalaua, asta înseamnă că spectacolul este foarte bun. Și ca să aducă mahalaua la teatru cu spectacole de mare calitate, este extraordinar. Adică nu cu teatru de bulevard, nu cu teatru oarecare, ci cu un teatru de idei. Și, după opinia mea, teatru trebuie să pună la dispoziția spectatorilor idei. Cum spunea unul din poeții Văcărești, v-am dat teatru, vi-l păziți, ca pe un lăcaș de muze, prin el curând veți fi vestiți prin vești departe duse, podoabe limbii noastre dați cu românești cuvinte, în ravuri îndreptați. Mai ții minte? În școala primară. Da, nu știu da. Dacă astăzi se mai învață Văcărescu nu, sau... Nu se învață. Nu, nu îi mai interesează. Asta este un lucru foarte grav. Este foarte, foarte neplăcut să afli că capitole din istorie sunt date la o parte, că autori nu sunt mai, nu se mai studiază, că nu se mai pune preț pe... Nu se mai pune preț pe limba noastră românească, domnule. Vulpescu, care mi-a fost prieten,
a bătut cu pumnul în masă în momentul în care era în Parlament, membru în Parlament, spunând că trebuie să existe un articol de lege în care limba română este limba națională oficială a României, a românilor. Nici până în ziua de astăzi acest articol nu există în Constituție. Pentru că Constituția are părțile ei foarte, foarte bune, dar are și niște lipsuri. Și cel mai mare lips, cea mai mare lipsă este faptul că noi, datorită lipselor, lipsurilor acestora, ajungem la un moment dat să ne destatalizăm. Pentru eu nu știu dacă în Danemarca sunt mai multe populații sau în Suedia, dar nu știu ca în Suedia și Danemarca să se învețe la școală în altă limbă. Dragul meu, nici eu nu știu. Nici eu nu știu. Ceea ce și în Olanda, îți spun sigur, pentru că am avut prieteni și am prieteni care au fost acolo să profesori universitari și copiii lor au trebuit să învețe în limba. Nu, problema care devine din olandeză. Ce în ce mai acută, după părerea mea, este faptul că sunt foarte mulți oameni care contestă faptul că limba română este limba națională a țării. Asta voiam să spun, că acolo nu există așa ceva. Acolo este limba oficială, nu ca la noi, vorba ta. Adică, domnule, cum e posibil să jonglezi cu problema asta? Și în momentul în care se escamotează această chestie, profesorul de limbă română este puțin, cum să spun, încercuit, puțin pus într-o situație de a vedea că programa aia analitică nu-i dă posibilitatea să aducă elevilor la cea mai mică distanță poeți, scriitori, prozatori. Făuritori de limbă. Te întrerup. Da. Ne apropiem de sfârșitul dialogului nostru. Da. Și dacă ai dori, dacă vrei, să ne spui și câteva cuvinte de cum ai ajuns în Canada. Nu mult, după care aș dori cumva să ne spui despre proiectele tale actuale. Dom'le, în Canada am ajuns cu avionul. Am înțeles. Ce am făcut aici? Am plecat din România exact în momentul în care s-au adunat mai multe lucruri, mai multe nemulțumiri. Nu eram practic interzis de la televiziune, dar nu se dorea ca eu să apar la televiziune și televiziunea era totuși o fereastră pentru popularitatea. Uită-te acum, ești la Nașul TV Canada. Ce părere ai de apariția acestui post la Montreal? Și în viitor, eu sper că va fi și Nașul TV în Statele Unite. A fost lansat, dar încă nu s-a așezat. Ce părere ai de această idee? Este un post în limba română care vine din România. E o idee foarte bună. Este o idee care aduce România în Canada printr-un post de televiziune serios, printr-un post de televiziune care încetul cu încetul va deveni mai puternic, mai activ, mai interesant pentru toți cei care vor avea acces la acest post de televiziune. Cred că este o idee foarte bună și cred că trebuie perseverat și trebuie adus acest excepțional jurnalist din când în când să creeze, să facă el însuși emisiuni. La cine te referi?
La Radu Moraru. Radu Moraru, da. Mă refer la Radu Moraru, care este inventatorul acestui stil de spectacol. Da, noi suntem pe formatul inventat de Radu Moraru și are succes. Foarte, foarte bine. Este, după părerea, important ca aceste lucruri să nu se piardă. Să nu se piardă destinele oamenilor, care sunt foarte interesante. Să știi că orice român care apare și are o experiență asupra modului cum a venit, cum a părăsit țara, cum s-a adaptat într-un stat ca Statele Unite sau Canada, care sunt, Canada fiind unul dintre statele cu cel mai înalt nivel de trai din lume, dar nu e același lucru cu România. Și știu oameni care s-au întors, cunosc experiențe care au eșuat și aici și s-au întors în România. Ce părere ai de această idee, să te întorci, chiar dacă ai reușit? Doamne, eu, părerea mea este că a pleca din România la ora actuală e bine, mai... noi nu spunem plece cineva. Părerea mea este că... Nu sfătuim pe nimeni să plece. Nu, a pleca din România la ora actuală este mai grav decât a pleca din România, a fi fost plecat din România acum nu știu câți zeci de ani. Când omul simțea nevoia de libertate, simțea nevoia de să aibă totuși cu totul alt destin. Și considera că în lumea liberă, că așa îi se spunea, în lumea liberă va avea un alt destin și că în funcție de cum va munci și cât de tenace va fi, va reuși în viața din această lume liberă. La ora actuală, oamenii pleacă din România pentru că nu sunt încurajate anumite profesiuni, pentru că nu sunt plătiți oamenii cu niște salarii normale și că este o problemă de existență, de trăit. Dacă nu ai un salariu suficient ca să poți să îți plătești chiria, existența, mâncarea, să circuli și așa mai departe, omul, libertatea asta e minunată, este extraordinară, dar o ai și nu poți să te bucuri de ea. Dacă nu poți să te bucuri de ea, începi să te gândești ce să faci ca să te poți bucura de ea. Unii pleacă. România are nevoie de creiere, are nevoie de capacitatea de muncă a unor oameni tineri, are nevoie de noutate, are nevoie de o extraordinară forță de lucru și de un fel de răbdare în a găsi cea mai bună soluție, cel mai bun drum pentru România. Tu te vei întoarce în România la câteva spectacole. Bine, sigur că mă voi întoarce în România, pentru că este un proiect, cum bine ai spus, Adina. Proiectul de a-mi susține, de a-mi apăra discurile pe care le scot prin spectacole. Faptul că în România am avut oarecare succes și că oamenii au apreciat ceea ce am făcut, spun unii dintre oamenii care m-au încurajat și alți oameni care m-au chemat la televiziune și m-au interviuvat și așa mai departe, că lumea începe să dorească spectacole cu mine și doresc să mă revadă și din care cauză persist în acest proiect. Asta e tot ce pot să spun. Pe de altă parte, te gândești, doamne, la 77 de ani, oare nu este minunat să mai poți cânta, să mai poți aduce în universul tău un public? Oare nu este interesant ca noile generații care nu m-au cunoscut să poată să mă cunoască, să văd în ce măsură există un impact între mine, între universul acesta de care vorbesc și acest public? Iartă-mă, ești mai tânăr decât mulți cântăreți care au numai 20 de anișoari.
Da, așa spunea și, și Săraru, după ce Dinu Săraru, care a venit și a văzut spectacolul de la Teatrelli și a și scris despre, despre mine. În, eu n-am citit, am spus. Nu, a scris și el, a scris și, și Miron Manega, care a scris această carte minunată și mi-a dăruit-o, se numește Rostiri, șapte rostiri. Șapte rostiri. Astupă-ți urechile cu ceară, moartea începe în zori, odată cu plecarea primului tren. Asta este... Te-a întrerupt, îl dăm mai tare? Da. Nichita Stănescu. Da, asta spuneam. Spuneam că Miron Manega, George Stanca, care a scris acest minunat eroticon, poeme erotice, dar scrise cu foarte multă subtilitate și artă poetică. Apropo de manele, și zice, grădinile semidocției, zice, un chef, vă spun, nebun, în grădinile semidocției, amestecuri lichide și multicolore, giusuri cerneluite, culori tari, rozuri Elvis, verde brotăcel, umbreluțe scobitori cu hârtii creponate, înfipte în bucățele mandarine, în măsline, în struguri măslinii, în semiluni de ananas, alcooluri cocktailizante. Toate lucrurile astea venite într-o cărțulie din asta, unde găsești tot felul de lucruri absolut fabuloase. Este, Stanca este un creator de vocabular, este absolut uluitor. N-avem timp să-ți citesc, să vezi ce extraordinare poezie erotice scrie, ce sărutați aș talpa ta în scobitură, câlcâieșul alpufos, ca o prescură, degețelul atingând covorul ca o pană, urma tălpii tale ca o hartă plană. Sărutați-aș geografia trupului tău, fată, relieful munți, păduri, văi și câmpii deodată, să-ți sărut pe măguri vârful negru, linia în vâlcele și păraiele turbate cu torenții dintre degețele. Perfect. Dar mie îmi dai voie să recit o poezie? Te rog. Vremelnicie. E vremelnica părere că suntem nemuritori? E penibilă uitarea, e penibilă uitare că ar fi fost cândva altfel, e schimbarea de culoare și al petalelor de clin, e vederea ce te lasă puțin tel câte puțin, e mereu o repetare a ce-am zis mai înainte, e amara constatare că întrebăm de multe ori, e dorința neîmplinită de a fi mereu prezenți, e din când în când cutuma de a-i asculta pe alții, dar nu totdeauna așa simplu să asculți. E negarea evidenței când se clatină vreun dinte, e o lipsă secretivă, o închidere de pori, e o continuă scădere și o chemare inutilă. E deriva la putere când ne credem mai potenți. E carcasa ruginită și e vata în urechi.
E genunchiul care doare, este scârț la închieturi, e regim și sunt pastile de putut și de dormit. E penibil, în oglindă când te uiți nedumerit, e și nu e, cine-i ăla de-l privești cu resemnare, e același. Dar e altul, e o cumplită asemănare, e bătrânul dintr-o poză știrb, brăzdat și scofâlcit, e o imagine precară a unui bunic iubit, ce a plecat cândva într-o seară și nu a mai revenit, Sergiu Cioiu, 2010. Da. Împlinisem 70 de ani și nu știam în ce măsură lucrurile vor fi în avantaj. Întotdeauna vrem să rămânem, e clar. Facem tot ce putem ca să rămânem. Uite vorba lui Costică Drăghici. Credeam că eu voi hotărâi. Nu știam că nebun ce eram. Mulțumesc, Claudiu. Ca murg un veci mântat în zale, Brăzut va ieși în cale, iar eu pietnic moșneagă, cum să-l sfară. Da. Oricum, emisiunea noastră se apropie de sfârșit, s-a chiar terminat. Vă spun la revedere, stimați spectatori, și sper că această întâlnire v-a adus așa o clipă de poezie în viața dumneavoastră.